citesc din Luca, capitolul 24, de la versetul 1 la 12. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt a povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacob și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Să ne îmbrăcăm cu râvnă, credință și veghere, suntem copii de rege prin moarte și înviere. Amin.
n-au putut o prinză pe ele prin fulger de lumină ce din morți s-a ridicat. Căci pecețile rămane și puterile din iad, tronurile suverane, stăpânirile dușmane, toate în fața slăbăcă. Și de atunci niciodată, nici o lance sau ciocan nu mai pot să țină în slată într-o groapă blestemată pe al Domnului oștean. Amin. Domnul să-i binecuvânteze. Iisuse pentru mine, cerul ai părăsit, restrălucit mărețe, Doamne, cine crede
stăpân puterea lui, să lăsă Domnul în urmă. Și războiile lui în câmpie și ca să ia ca să fie război, și arată bucurie, și arată veselia cu Domnul. Amin. Amin. Domnul să-i binecuvintează. Amin, Doamne, să fie binecuvântat. Fugi că tu fugi, fugi la mormânt, fugi că tu fugi, că nu crezi pe cuvânt, fugi ca să vezi că e adevărat, mormântul e gol, Iisus a înviat, a înviat, a înviat, mormântul e Domnul să te binecuvânteze. Thank you.
Domnul să vă binecuvânteze.